Zeci de angajatori care nu respectă legea au fost sancționați de inspectorii ITM Gorj. Amenzile aplicate sunt în cuantum de aproape 100.000 de lei. Cele mai mari sancțiuni au fost aplicate angajatorilor care foloseau munca la negru. Trei angajatori din județ au primit amenzi în cuantum de 50.000 de lei pentru că prestau activități cu salariați fără forme legale de angajare. În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, 23 de angajatori au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare de 19.500 de lei. Principalele neconformități pentru care s-au aplicat sancțiuni au fost neevaluarea tuturor riscurilor existente la locurile de muncă, instruire necorespunzătoare a personalului, neasigurarea dispozitivelor de protecție la organele aflate în mișcare ale echipamentelor de muncă, neefectuarea controlului medical periodic sau truse medicale incomplete la locurile de muncă.